strigă cu mine, strigă cu mine. Frigușorul în curmă îmi punge, și la 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 la. Fug de el și el mă ajunge, și la 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 la. Mi-a trebuit Suedia și acum nu am ce mânca. La 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 la. Uitați-vă un pic. Nu știu dacă se vede, se vede? Ha? Mi-a înghețat barba, bă, îngheață pe barbă și... Bună seara, dragi prieteni! Noi am ajuns în Stockholm, probabil unul din cele mai frumoase orașe pe care le-am vizitat așa la prima vedere. Foarte bine! Și ăsta e un vlog despre capitala Suediei, dar pentru că locul unde suntem cazați are sauna asta aici și piscină cu vedere la oraș afară, încălzită, și pentru că afară ninge, după cum o să zic, și e zăpadă, o să începem vlogul de aici, iar mâine dimineață continuăm cu explorarea orașului. Uitați-vă puțin cum arată orașul ăsta de sus, frate, e incredibil! Hai că după ce ne-am bălăcit acolo, ne băgăm aici. Eu s-ar putea, șansele ca eu să le cin aici sunt foarte, foarte mari. Urăsc saunele. Dar asta e mișto, mamă, ce arde și jos. Să moară Leonard. Da. Oricum, cel mai random lucru e că noi trecem pe aici, îmbrăcați așa. Hai, te rog frumos. Hai, du-te. Afară sunt minus 13 grade și deși nu prea îți vine să ieși să ții gimbalul în mână și camera, s-ar putea să fim în cel mai frumos oraș pe care l-am vizitat vreodată. Stockholm arată în mare fel la prima vedere. Dar întâi vrem să vă arătăm unde ne-am cazat aici, pentru că cred că suntem cazați în cel mai bun hotel din oraș. Are 9,7 pe Booking, se numește Downtown Camper și arată cam așa. Ați văzut că aseară am urcat și sus la piscine, se vede tot orașul așa foarte, foarte mișto. Ar trebui să încercăm să urcăm acolo undeva la apus, pe la 12 dimineața. Și e mișto conceptul așa hotelului, e mișto jos sau din alea să, pentru câini, scrie bar, dog și au mâncare și apă pentru câini, fotomaton din ăla să-ți faci poze. E super mișto, conceptul hotelului e super, super tare, de-aia au și review-uri atât de bune. Aici suntem cazați, vă las link-ul în descriere și Instagram-ul dacă vreți să vă uitați, traiți un ochi, au poze super mișto. Și noi mergem afară la filmat, deși tot ninge. Hai! Ce vă spuneam, ăsta de poze aici. Și acolo, The Dog Bar. E super mișto pentru căine, are aici seara, mai ales să vede tot orașul, aici pe perete, și e plin de skateboard. Da, e foarte mișto designul hotelului. Hai! Mama mia. Welcome to Stockholm, darlings. Ninge. Este abia ora 12, cred, și deja soarele cumva cade. O să începem vlogul în Gamlastan, care e centru și centru vechi, unde o să vedeți că e foarte bine întreținut, pentru că oamenii ăștia în Suedia, în al doilea război mondial, au fost cumva neutral, deci nu au fost bombardați niciodată. Ceea ce înseamnă că clădirile sunt exact așa cum erau atunci. În restul Europei, din cauza războiului, au trebuit să fie
remodelate, reamenajate, cuvântul ăla pe care nu-l cunosc, nu știu niciodată să-l spun corect. Și vedeți că aici au fost ninsori serioase și n-au apucat să dezăpezească și alunecă foarte, foarte mult. Trebuie să avem mare grijă când mergem pe stradă. E chiar o odisee ca să mergi. Da, 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 e patinoar artistic. Uitați, vedeți și pe aici. Încă n-au apucat să facă mare, mare lucru. Da. Stockholm e cel mai mare oraș din țările nordice. În area metropolitană are 2 milioane de locuitori și după cum după cum v-am spus, e foarte probabil ca în vlogul de azi să vedeți cel mai frumos oraș în care am fost noi, cel puțin. Ochii la ce lumină e, frate. Aici intrăm, acolo este opera. Uitați-vă cât de bine poate să arate totul. Stockholm, pe lângă faptul că e capitală, e și reședința regală. Și e construit cumva pe 14 insule, conectate toate între ele cu diverse poduri, autostrăzi suspendate. Arată foarte fain. Și probabil ăsta e un oraș în care trebuie să revenim 100% vara sau primăvara, să te plimbi cu bicicleta pe aici, e maximă. Aici este opera și ăsta e muzeul medieval din Stockholm, dar sunt închise acum majoritatea. Acum încercăm să ocolim cumva Palatul Regal, să vedem pe partea cealaltă și ne simțim, zici că suntem în Siberia, frate. N-am văzut niciodată. Niciodată așa multă zăpadă. Frig și de toate. Deci un oraș atât de înzăpezit, niciodată, frate. Deci, no. Niciodată în viața mea. Mă simt, am ajuns în Cecenia. Țin-vă puțin. Dar arată foarte frumos, n-ai ce să zici. Deci orașul e superb, așa, în orice parte te uita. Arată foarte, foarte bine. Doar că pare puțin haos acum cu mormanii ăștia de zăpadă. Aici avem Palatul Regal, reședința oficială a monarhiei suedeze. E cel mai mare palat regal din Europa. Are peste 600 de camere, că vă vine să credeți. Vedeți, acolo avem gardea, nu? Se face și schimb de gardă la 12 și un sfert. Uite cum iese caleașca regală. Extraordinar de greu să filmez pe temperatura asta și cu mâinile înghețate. Foarte greu, foarte greu. Oh, soare. Soare, 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 soare. Ia uite-l cum s-a întors băiatul și intră înapoi în coșmelie. Cred că în mod normal se poate vizita și asta, dar nu acum pe pandemie. Noi am primit de la Stockholm Tourist Board, de la Visit Stockholm, am primit cadou cardurile, City Pass-urile și cheia orașului să putem vizita orice muzeu și orice atracție dorim noi din oraș. Dar fiindcă e și iarnă și e și pandemie, foarte multe dintre ele sunt închise. Oricum, dacă vedem ceva interesant pe drum și vrem să vizităm, putem, pentru că avem cardurile de la ei. Ce mascară asta, frate? Și aici suntem deja în Gamlastan, care, după cum v-am spus, e cea mai populară zonă și cea mai bine conservată. Și e... practic în ultimii 700 de ani zona asta s-a schimbat foarte, foarte puțin. Foarte puțin. De aia e cea mai populară zonă. Aici e zona de cafenele fancy, de plimbărică, de clădiri istorice. Și chiar și acum, pe frigul ăsta și pe pandemie, sunt ceva oameni. Uitați clădirile ce frumoase sunt. Cu stilul ăsta al Scandinaviei particular. Aici îmi pun și târgul de Crăciun. Da? Da. Această zonă e și cel mai popular loc de fica. Aici, cum e la spanioli, siesta, ăștia pauza se numește fica, doar că ei nu merg să se culce, ei practic pot lua o pauză
oricând în timpul zilei, e complet legal, e complet înțeles. Iau o pauză în timpul zilei și merg să beau o cafea și să mănânce ceva dulce. E un social movement ăsta, face parte din cultura lor. Ralu! Da. Stai că Ralu că e pe schiuri. Face parte din cultura lor ăsta, fica. Și asta e cea mai populară zonă. Pe aici vin pe la cafenele, beau o cafeluță, mănâncă ceva dulce, se duc înapoi la muncă, după aia vine înapoi. Ei și pot, pentru că o cafea costă undeva la 4-5 euro, deci ceea ce înseamnă că eu dacă aș avea două fica într-o zi în România, practic mi s-ar duce salarul pe pauză. Ceea ce nu e neapărat cea mai ideală combinație. De rest, toate sunt străduțe în astea înguste, cu clădiri foarte bine întreținute. Și repet, locul ăsta nu s-a schimbat în ultimii 700 de ani mai deloc, cel puțin zona asta, insulița asta, gamla asta. După cum vedeți, continuă să ningă într-una și risc să-mi stric camera înainte de a ajunge în Laponia. Dar de dragul videoului, continui. Asta e, ce-o fi, o fi. Poți să faci tururi cu barca, cu bicicleta, spații verzi, muzee dacă ești un om de cultură, ai enorm de multe muzee. Aici s-a născut domnul Nobel și e și muzeul premiilor Nobel în onoarea lui. Aici s-a inventat dinamita, adică sunt multe chestii. Vikingi, cultura vikingă. Țara nordică au reușit să mențină, mamă câta bulgăru de zăpadă căzut de pe bloc, au reușit să mențină cumva arhitectura asta intactă pentru că au fost neutrali în al doilea război mondial, deci câteodată e bine și să stai în banca ta. Tocmai asta cred că a fost avantajul dezvoltării economice a Suediei, pentru că când toate țările după al doilea război mondial erau devastate și trebuiau să se reconstruiască, ăștia erau ca și că nu s-ar fi întâmplat nimic. Și eu vorbesc despre al doilea război mondial și Raluca râde că vede un ren. Cum se numește? Riddarholmen. Ha? Biserica Riddarholmen. Nu știu, încerc să traduc acum să văd. Riddarholmen. Da, exact la fel ai zis. Riddarholmen? Am zis-o bine, exact auzi? Riddarholmen. Am zis-o perfect. Da. Hai că era inevitabil să trecem pe telefon, pentru că uitați cum începe să ningă deja cu fulgi mari. Și nu vreau să risc să stric camera, pentru că e singura pe care o avem, așa bună, restul mai trompete. Pentru că nu ne merg datele nici mie, nici Ralucă-i. Căutăm biserica după sunet. Pauză, ding dong. E bine că ghetele țin de cald. Și cred că se filmează destul de recent și cu telefonul. Glumesc, mi-a înghețat barba, frate, uitați-vă puțin. Uitați-vă un pic. Nu știu dacă se vede, se vede? Ha? Mi-a înghețat barba, bă, îngheață pe barbă, ești prost la cap. Dă-te în spanac, filmăm cu telefonul, camera e aleșinat, săracă, așa stă camera. Băi, ești nebun, gheață pe barbă. Fii masca. Ah! Prima oară am crezut că sunt muci. Frigușorul în cur mă împunge, șalalalalai, lalalalai. Fug de el și el mă ajunge, șalalalalai, lalalalai. Mi-a trebuit Suedia și acum nu am ce mânca. Îmi mănânc gheața de pe față, că nu mai am bani de dulceață. Mi-a înghețat mecla, rău de tot mecleanu. Prieteni dragi, veniți vara. Arată foarte frumos acum, dar uitați-vă ce e aici. Că am murit de frig. I-a înghețat părul ăsta. Uitați-vă un pic, uitați-vă. Am ajuns la biserica care? Ridentare, da? E singura biserica medievală care mai e menținută în oraș. Asta? Da, asta. Măi, poți să moară Leonard, ce frigă-i! La voi în casă e bine? Ha? E bine la voi în casă, nu? Nu mai fac vloguri iarna, s-a terminat. Na, 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 na.
încălzește. Take me to church, azi e nu știu versurile, tu dansează ca nebuna, că eu cânt ce vreau eu. Mai și soarele! Vrem să ne cerem scuze pentru orice tâmpenie spus în acest video, e foarte probabil ca creierul meu să fie înghețat! Mi-a înghețat creierul! Ea e la fel de pierdută ca și noi, fără date pe telefon. Avea hartă, ești nebun. Hartă. Ce faci? Ha? Ce faci? Ca să nu-mi dă mănoșile jos, să-mi mișc harta. Ca să văd unde să o iau. Ciupi ce alunecă pe aici. Ce pot să observ așa în puținul timp petrecut aici în Suedia e că oamenii ăștia iubesc bicicletele pentru că au o pistă de bicicletă peste tot, adică chiar și semnele de circulație scrie cât faci cu bicicleta până la punctul cutare. Iubesc animalele foarte mult, marea majoritate au câini și pe la hoteluri ați văzut că și în Malmo și aici au din astea să dai de mâncare la câini. Și sunt foarte, foarte deschiși, poate câteodată prea deschiși către imigrație. În Malmo ați văzut că se citeau... De ce mă împinge? Așa. Sunt foarte, foarte deschiși imigrație, e o țară foarte multiculturală, așa. Și ne-a povestit cineva care locuiește aici că de la stat dau cumva copiilor imigranților un fel de, nu știu, bonificare, niște bani ca să studieze limba maternă și să nu uite, să nu pățească cum am pățit eu și Ralu, de exemplu, că am trăit 15 ani în altă țară, iar apoi când am început să vorbim românește, făceam 1000 de greșeli. Au cumva o oră pe săptămână de cursuri de limba maternă, ceea ce e foarte frumos din partea lor. E foarte bine ca copiii să nu știu de niciodată limba maternă cum am pățit noi. Dar, în principiu, par un popor foarte, foarte deschis și open-minded. Și e ciudat pentru că pe vremea asta, adică e foarte probabil să-ți înghețe mintea, dar lor nu le-a înghețat. Și problema majoră acum e că aveam 60% baterie și din cauza frigului pe camera mea arată că e gata bateria, da. Și se va stinge curând, deci va trebui să continuăm telefonul. Și asta mă face să cred că în Laponia va trebui să ne mai cumpărăm încă o baterie, pentru că e groasă. Uitați ce frumos se vede soarele, când e soarele e o binecuvântare. Am aici bărcuțele astea. Asta e primăria orașului, care are un design foarte ciudat, adică nu seamănă cu nicio primărie pe care s-a văzut pe undeva până acum. Și uitați ce contrast de arhitectură, sau arhitectură, da, știți ce vreau să zic? Uitați acolo, de exemplu, cum arată construcția aia. Rău, am luat camera, mi-am băgat-o într-un loc cald, ăsta, bateria și are 5-6%. Deci știu unde trebuie băgată una? Ia ghicește! În buzunar! Da! Acolo unde e statuia asta e viewpoint-ul. Și ăsta e turnul care are 365 de scări și urci sus și ai un view panoramic. Uh-huh. E ok spus? Da. Deci haide să vedem dacă e deschisă și ne urcăm și noi. Deci chiar arată ca o mare metropolă, toate podurile astea suspendate pe jos, pe sus, autostradă, metrou, clădiri din astea futuristice, așa, apoi menținerea clădirilor vechi, chiar arată ca o mare metropolă și e o mare metropolă, pistă de bicicletă, oameni din toate părțile lumii, foarte frumos Stockholm, foarte, foarte frumos. Veniți vara, dacă puteți, sau primăvara, trebuie să fie spectaculos. Și sunt o grămadă de Tesla, am văzut Tesla și pe taxiul, frate. Oh my god! Look there! It's a helicopter! Oh! It's a helicopter. Ralu! It's a helicopter flying over the Stockholm set, eh? Helicopter? 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 Ce prost suntem azi.
Cred că acum nu se poate urca sus, pentru că nu văd nimic deschis. De fapt, acolo chiar sunt puse niște, e pusă aia, să nu poți să treci. Și din păcate nu vom putea urca în turn acolo sus, să vedem orașul. Dar vă pun eu cadre din dronă. E o chestie care mi-a atras atenția. Cine a construit fusta aia n-a construit-o bine, adică acoperă ce nu trebuie. Și am ajuns în zona hotelului nostru. Ăsta e hotelul nostru, numai că intrarea e acolo la stânga. Și căutăm ceva să mâncăm. O să vedeți cum trece. Mă, fericirea dispare în momentul când vezi o cafeaua e 5 euro și mâncarea nu știu cât. Dispare zâmbetul. Ești... Ce vrei? Apă. De unde? Din ghiveci. Mamă, ia uite. Azi, cosmetici. Am crezut că e mâncare. Am crezut că e mâncare. Tu îți dai seama, mănânc săpun? Uite cum arată ăsta mie. Dacă îmi pui ăsta în baie, eu îl mănânc. Faza e că aici găsim 1000 de magazine de haine și de bijuterii și de Philippe Patek, Pateu și Rolex și make-up și tot ce vrei, dar nimic de mâncare. Puneți să vorbesc, mai știți că v-am spus în Stockholm că soluția e cumva să mănânci până la ora 2 pentru că au lounge toți și e cumva e mult mai ieftin decât dacă mănânci în mod normal, știi? Numai că ni se cam termină timpul, e 2 fără 20, nu cred că o să mai prindem. La lounge mănânci cu 10-11 euro și îți dai de ales din ce au pe acolo, după dacă mănânci a la carte, te-ai cocoșat, dacă știi ce zic. Deci până la urmă tot aici am ajuns, la un din ăsta, un ăsta de kebab, la fel. Și chestii, pentru că nu găsești frate, uitați pe acolo, Burger King, 7-Eleven, din asta de... Am găsit mâncare chinezească, mâncare coreană, mâncare tailandeză, dar am vrut să mâncăm ceva așa, dar cel puțin pe strada asta n-am găsit, frate, numai magazine, dar o să avem timp să vrem să mâncăm niște chiftele, că alea sunt de la Ikea, chiftele și H&M. Da, aici, McDonald's, and so on. Așa că am comandat ceva, nu vorbea engleză, am comandat ce am mâncat, să vedem ce e. Cine duce? Oho, a venit ceva mâncare. A venit. Cartofi, ăsta e lui Ralu, mi se pare falafel, da. Eu un kebab, două cola, cartofi și toată chestia asta ne-a costat, nu mi-a venit ca notificarea de la N26, dar mi-a costat undeva la 16 euro. Hai că e bine, ne săturăm și poate să găsim și mâncare normală. Mamă, și acum văd în ce hal arăt, frate, parcă mi-a crescut și barba și părul de când am să aici de la frig și roșu la față și vai de capul meu. Deci e de 10 ori mai greu să faci vloguri când e fric, frate. Ghiozdanul e mai greu, camera îngheață, bateriile se consumă mai repede, mâinile, te dorm mâinile, chestiile sunt închise, pe aici sunt numai drumuri tăiate pe unde treci. Pentru că pică zăpadă de sus, totul e mult mai greu, e mult mai complicat totul. Și se îngheață gura și creierii. Și oricum creierii mei stau prost, mai și îngheață, e rar. Ia uitați câtă lume e pe aici. E după la noi băiatul, sigur? Toată lumea e aici, frate. Să-mi aduce aminte de Corea, de Seul. Ia uite ce miște-i clădirea asta de sus. Ia uite ceva calmul. Dă mamă cu piciul mine. Hello. Hello. Am venit acasă să ne încălzim puțin. Și eu am editat deja jumătate din vlogul ăsta pe care voi îl vedeți în momentul de față. Sper că v-a plăcut intro-ul. Iar acum o să mergem aici, lângă hotel, e piața Sergel, care e una din cele mai mișto din oraș și mai modern, așa, mai pe Luxeanu. E și un mall acolo pentru că trebuie să mai cumpărăm încă o baterie, că ați văzut că sunt probleme cu frigul și bateriile. Deci mergem să dăm o plimbărică prin piața Sergel. Sergel. Sergel Torg. Sergel, Torg. Adică, deși nu e obligatorie purtarea măștii și nu o poartă nimeni, v-am spus, 10% din populație poartă mască în Suedia, totuși în mall, în spațiu închis, cu mulți oameni, încercăm să ne protejăm, că n-are sens să ne expunem degeaba. Căutăm o baterie pentru Sony, să vedem dacă avem noroc, că cu Amazon nu mă înțeleg. Aoleo, dar e enorm, frate. E enorm. În mall n-am reușit să găsim, doar am găsit într-un magazin de poze.
Deci bateria asta pentru cameră de rezervă m-a costat 39 de euro, în condițiile în care o cameră din asta, care nu e originală pentru Sony, costă, nu știu, 17, ceva de genul. 39 de euro! Mor, gărgăriță! Ok, și acum parcă mă simt și mai ușurat, așa mai vioi după ce am scăpat de ea 40 de euro care mi-a târnat prin buzunar și am dat pe cameră, pe baterie. Iar acum suntem în piața, după cum v-am spus, piața... Stai că era Sergei cu lâla... Sergel, așa ții minte numele pe aici. Nu vorbesc serios. Și aici în spate e turnul ăsta emblematic al zonei. E una din cele mai de fiță zone din oraș, din câte am citit pe internet. E plin de magazine, plin de poliție, surprinzător. Și vedeți că e totul foarte, foarte luminat. Și o să dăm o plimbărică pe aici. Să mergem pe strada aia care e cea mai vioaie, așa. Și vedem cum se prezintă piața asta. Uite acolo. Pe geam, vezi? Nu, acolo e un ceas care se învârte foarte mișto. L-am văzut ieri. Hotelul nostru e la negru de acolo dinăuntru. Un lucru interesant e că piața asta e foarte problematică, pentru că foarte mulți oameni s-au plâns cum că aici e totul prea înghesuit și că s-a dat prioritate cumva mașinilor și nu pietonilor. Dar eu chiar nu înțeleg, mie nu mi se pare înghesuit deloc. Adică ăștia nu știu ce înseamnă înghesuit, frate. Ei nu știu ce înseamnă înghesuit. Că mai era memele ăla cu când se termină pandemia, în sfârșit poate să revină la distanța de 6 metri între ei, nu la 2, acum e de când cu pandemia. Nu s-a curățat zăpada nici astăzi, se pare. Dar nu văd unde văd ei înghesuiala. E adevărat că da, trece și ăsta trenulețul ăla pe aici, autobuzele și mașini, dar mi se pare că ai loc suficient să te plimbi, adică mai ales și pe acolo jos, că sunt o grămadă de magazine, acolo este un mall pe dreapta. Păi știu că-s român, las! Las că ai destui! Ha? Nu, că nu am cash. Nu am, dacă zic că nu am. Păi nu sunt rău, dacă zic că n-am. Ce? Da. Păi da, cum? Că ești român, dă-mi, că suntem frați. Da, și aici se trece pe roșu. Și deși eu, nu știu, Ralu, eu sunt pro nepurtatului măștii, măștii pe stradă, în aer liber, Suedia e adevărat că a greșit foarte mult și au recunoscut că au greșit foarte mult prin faptul că nu au aplicat nicio măsură, nicio restricție în legătură cu pandemia, dar totuși acum, bă, e rău, dar te bucură cumva, frate, să te plimbi pe stradă, să vezi oameni și liniști și magazinele sunt deschise și barurile sunt deschise și îți dă cumva senzația aia de, bă, ne revenim, ușor, ușor, ne revenim. Deși asta e o iluzie completă, e o mare iluzie, pentru că lumea oricum încă e colapsată, dar e o iluzie care te bucură, că așa ne place, să fim mințiți și îți dă senzația aia cum că, bă, hai că trecem peste. Deși nu e cazul și mai avem mult. Ok, și noi o să mai dăm o mică plimbărică fără cameră, că mi-au înghețat mâinile, mi-au degerat mâinile pe cameră. Eu îmi țin masca pe post de fular. Da, și ăsta a fost vlogul de azi. Vreau să ne spuneți dacă v-a plăcut orașul, dacă v-a plăcut la fel de mult cât ne-a plăcut nouă. E doar o mică bucată din oraș, pentru că în condițiile astea e foarte, foarte greu să vizitez atracțiile. Ați văzut că avem cardurile alea pe care încă n-am putut să le folosim pentru că multe locuri sunt închise, dar mai stăm încă 3 zile în Stockholm, ceea ce înseamnă că vor mai veni vloguri din Stockholm. Abonați-vă dacă vă place ceea ce vedeți. Noi ne vedem pe Instagram, Cristi și Ralu, acolo răspunde la toate întrebările și bineînțeles, lăsați aici în comentarii. O să vă rog să le dați un follow celor de la hotel pe Instagram cu linkul din descriere. Și asta a fost. Ne vedem în următorul și vă las cu piesa aia care vă place maxim. Pa! Pa! Maybe a love like ours can lead out its course.